În bunătatea ta asculti 23 de cântări de cuci. În bunătatea ta asculti a noastră rugăciune și inima ne-o ușurezi de orice amărăciune. Ne-ntorci privirile mele spre tine, Sfinte Tată, și prin minuni tu ne-ntărești de fiecare dată. Și prin minuni tu ne-ntărești de fiecare dată. Nădejdea tu ne-o prospătești când vezi că se ofilește și nicio piedică pe drum spre noi nu te oprește. Căci bunătatea ta oricând cu mult te trece. Căderea care-am fost cărând și starea noastră vece. Căderea care-am fost cărând și starea noastră vece. Ești pentru vecii nesfârșit izvorul mântuirii. Și peste noi mereu țintim veșmintele iubirii. În bunătatea ta răspuns cu aparul lui comoră, nici când tu nu ne-ndepărtezi și nu ne scoți afară. Nici când tu nu ne-ndepărtezi și nu ne scoți afară. Hai să cântăm în așa, Doamne, la 185 cântări pentru copii, da și nu, nu și da. Da și nu, nu și da, nu se pot înmănânchea, nu poți fi cum vrei tu. Nu poți fi și da și nu. Când iubirea-ți spune hai, lenea-ți poruncește stai. Când Iisus vrea să lucrezi, lenea-ți spune să mai șezi. Da și nu, nu și da, nu se pot înmănunchea. Nu poți fi cum vrei tu, nu poți fi și da și nu. Bun și rău, rău și bun, când se adună se răpun. Nu poți da brațul tău celui bun și celui rău. Cerul vrea copii cu minți, însă lumea vrea să minți. Domnul vrea să fii în har, iar Satan să fii murdar. Da și nu, rău și bun, când se adună se răpun. Nu poți da brațul tău celui bun și celui rău. Iad și rai, rai și ia, n-au același drum și vad. Pe Iisus, dacă-l ai, scap pe iad și vii în rai. Dacă-l ai pe Domnul gând, nu poți fi și rău și blând. Dacă-i dai iubirea ta, spune-i totdeauna da. Iad și rai,
rai și iad, n-au același drum și val. Pe Iisus, dacă l-ai, scap de iad și vii în rai. Hai, zici, cu Domnul să mergem înainte. Domnul să mergem înainte, cu Domnul să mergem când totul se stinge în morminte, cu El biruim mor și când totul se stinge în morminte, cu El biruim mor și când, cu El biruim, cu El biruim, oricât de îngășită e lupta, cu Domnul Iisus biruim. Iisus e în veci împăratul, căci El e de-a pururea viu, prin moartea plătins El păcatul, mormântul-i rămas al pustiu, prin moartea învins El păcatul, mormântul-i rămas al pustiu. Cu El biruim, cu El biruim, oricât de îndrăjită e lupta, cu Domnul Iisus biruim. Când mergem cu Domnul lumină, iubire și cântec și val, cu Domnul izbânda-i de plină, iar pacea e fără hotar. Cu Domnul izbânda-i de plină, iar pacea e fără hotar. Cu El biruim, cu El biruim, oricât de îngrijită e lupta, cu Domnul Iisus biruim. Ești patrun să ne alegești cu în acești poate, Iisuse, mai întâi și mai deplin, harurile ei aduse și comorile ei nespuse. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc a mine. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc a mine. Să-ți spun despre crucea sfântă, despre darul ei divin. Azi când lumea se frământă și prea morții căi se avântă, iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc a mine. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc a mine.
să cânt Golgota măreață, într-un cântec mai zemit, spre o eternă dimineață, Doamne, aprinde-a mea viață, iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Ce ceva Bibliu, voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu, Apocalipsa 3:12. Un stâlp în templul, ultima cântare de care te dă, penultima. Templul tău cel vii, zidit ale cântine, Iisus doresc de plin să fim, să pot pe umeri ca să țin, poverile divine. Iisus doresc de plin să fim, să pot pe umeri ca să țin, poverile divine. Împodobit și poleit cu aurul credinții, să port în chip de săvârșit lumina harului slăvit, în noaptea suferinții, să port în chip de săvârșit lumina harului slăvit, în noaptea suferinții. La sfârșit neclătina din sfânta temelie, păstrează-mă tot mai curat, mai hotărât, mai neînfricat, oricât-ar fi să vie, păstrează-mă tot mai curat, mai hotărât, mai neînfricat, oricât-ar fi să vie. Să fiu reazit, sfințitor, trudiților pe cale, arii și har întăritor, să torni inimile lor, prin glasul cărții tale, arii și har să torni inimile lor, prin glasul cărții tale. Un stâlp în templul tău cel sfânt, dura când stânca tare, a adevărului ne-nfânt,
Iisuse, fă-mă pe pământ, spre slava ta cea mare, adevărul lui neînfrânt. Iisuse, fă-mă pe pământ, spre slava ta cea mare. Iisuse, Doamne, ești cărarea vieții mele. Numai Tu, numai harul Tău mă umple cu credință pe mântele. Numai dragostea s-a aprinsă, drumul premii luminează. Numai învață de la soare,
cum trebuie să pui. Învață de la piatră cât trebuie să spui. Învață de la vântul ce adie pe poteci, cum trebuie prin lume de liniștit să treci. Învață, învață, învață de la toate, că-și toate sunt surori, cum treci frumos prin viață, cum pot frumos să mor. Învață de la vierme, că nimeni nu-i uita. Învață de la nufăr, să fii mereu curat. Învață de la flăcări, ce-avem de ars în noi. Învață de la ape, să nu dai înapoi. Învață, învață, învață de la umbră, să fii smerit ca ea. Învață de la stâncă, să-nduri furtuna grea. Învață de la soare, ca vremea să-ți cunoști. Învață de la stele, că-n cer sunt multe oși. Învață, învață, învață de la toate, că-și toate sunt surori, cum treci frumos prin viață, cum poți frumos să mor. Învață de la creier, când singur ești să cânți. Învață de la lună, să nu te înspăimânți. Învață de la vulturi, când umeriți-ți grei, și du-te la furnică, să vezi povara ei. Învață, învață, învață de la toate, să fii gingaș ca ea. Și mielul să te învețe, să ai blândețea sa. Învață de la păsări, să fii mereu în zbor. Învață de la toate, că totu-i trecător. Învață, învață, ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci, să-nveți din tot ce pierde, cum să trăiești în veci. Dacă și tu, da? Da, hai. În colț de stradă, stopul s-a roșit, vin mașini grămadă, iute m-am oprit. Prin cuvântul său Dumnezeu îmi pune stop la tot ce-i rău, liber celor bune. Prin cuvântul său Dumnezeu îmi pune stop la tot ce-i rău, liber celor bune. Să vechez în viață, alegând sau stând, stopul ce mă-nvață, să nu-l trec nici când. Prin cuvântul său Dumnezeu îmi pune stop la tot ce rău, liber celor bune. Prin cuvântul său Dumnezeu
vremuri bune, stop la tot ce-i rău, liber celor bune. Hai să citim din Ieremia 9, tot capitolul și din 10 primele 8 versete. Vreau să citesc mai mult astăzi și să arăt doar câteva lucruri. Stând de vorbă ieri în sălaș cu frații de acolo, la un moment dat am arătat cărțile care le-am dus și am vorbit despre ele și când am dus o carte de Comenius, Pampedia, despre copii, despre creșterea copiilor, și le-am spus că Comenius vedea educația ca și construcția a două orașe. Ca și construcția a două orașe în minte. Și un drum între ele. Pentru că în Cuvântul lui Dumnezeu este scris că în inima celui care iubește pe Dumnezeu sunt construite drumuri, sunt trasate drumuri. În inima lui și prorocul spune, acolo se va crea o cale care este calea cea sfântă. Calea aceasta nu este o cale așa cum o văd în palațul pământului și cum sunt structurile de putere din lume, care sunt structuri opresive, sunt structuri pentru limitare, sunt structurile politice sau cele administrative, sunt făcute ca să îngrădească omul să nu păcătuiască, să nu facă rău semenului său. Dar calea lui Dumnezeu este o cale a gândului și merge cum ar fi între două orașe și trebuie să ai în cap două feluri de meditație. Una din meditație este la Cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru cei care n-au ajuns încă să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu sau nu știu citi sau nu le place, tot nu se pot dezvinovăți pentru că meditează fără să vrea la creația lui Dumnezeu. La creația lui Dumnezeu poți medita din două imbolduri. Unul este că vrei să meditezi intenționat. Și David era cel care medita la creația lui Dumnezeu având așteptări din cuvânt că trebuie să primească răspunsuri din creație. Și un alt fel de a medita la creația lui Dumnezeu este când nu vrei, dar ești obligat. Am citit o știre despre Victorie Benciuc, împlinit 91 de ani și la 91 de ani fiecare om are un palmares de boli. Și are și el. Și spunea cât e de rău să suferi. Și într-adevăr, e tare rău să suferi în trup și să nu poți să ieși din suferința asta. Ești ca într-o celulă. Eu am spus de multe ori, trupul nostru care în tinerețe, în general, și în copilărie, e o grădină minunată în care ne place să fim. Poate ajunge la bătrânețe o celulă groaznică din care nu putem ieși. A durerii și a suferinței. Și atunci omul meditează la creație fără să vrea. Cel mai bine este să vrei să meditezi la creație. Și al doilea lucru este să vrei să meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu. Și folos ai când le pui la oaltă. Când pui meditația la creație cu meditația la cuvânt și este un drum între aceste două. Și Domnul Iisus a folosit acest drum și nu le vorbea deloc fără pildă. Lua pildă din creație și spunea tâlcuri din cuvânt pentru ca să-i facă să se obișnuiască cu felul de gândire ale Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin cuvânt. Cuvântul a fost vestit de proroci. Prorocii au folosit pilde. Pildele au două părți. Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. Au imaginea luată din creație întotdeauna și tâlcul care gândul lui Dumnezeu cu care trebuie să rămâne și care este numit în Scriptură rod. Așa cum fructul are pulpă care mâncăm și sămânță din care poate ajunge să faci alt pom sau altă plantă, tot așa pilda are două părți și noi trebuie să pătrundem aceste lucruri și aceasta este o delectare. Ar trebui să fie pentru mintea noastră o delectare, o plăcere. Dacă nu e plăcere, e problemă.
să medităm la creația lui Dumnezeu și la cuvântul lui Dumnezeu. Și să unim aceste lucruri în mintea noastră și să fie un drum care să, pe care să mergem înainte și înapoi între creație și cuvânt. Ieremia 9. O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. O, dacă aș avea un han de călători în pustiu, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el, căci toți sunt niște prea curvari și o ceată de mișei. Au limba întinsă ca un arc și aruncă minciunea. Și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, căci merg din răutate în răutate și nu mă cunosc, zice Domnul. Fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din frații săi, căci orice frate o caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfele. Se trag pe sfoară unii pe alții și nu spun adevărul, își deprind limba să mintă și se trudesc să facă rău. Locuința ta este în mijlocul fățărniciei și de fățarnici ce sunt, nu vor să mă cunoască, zice Domnul. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor, iată îi voi topi în cuptor și îi voi încerca acum, căci cum aș putea să mă port altfel cu fica poporului meu? Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni. Cu gura vorbesc aproape lui lor de pace și în fundul inimii întind curse. Să nu-i pedepsesc eu pentru aceste lucruri, zice Domnul, să nu mă răzbund eu pe un asemenea popor. Munții vreau să-i plâng și să gem pentru ei, pentru câmpiile pustite vreau să fac o jălanie. Că sunt arse de tot și nimeni nu mai trece prin ele, nu se mai aude în ele behăitul turmelor, păsările cerului și dobitoacele au fugit și au pierit. Voi face și Ierusalimul un morman de pietre, o viziune de șacali și cetățile lui Iuda le voi preface într-un pustiu fără locuitori. Unde este omul înțelept care să înțeleagă aceste lucruri? Să spună acela căruia i-a vorbit gura Domnului. Pentru ce este nimicită țara, arsă ca un pustiu pe unde nu mai trece nimeni? Domnul zice, pentru că au părăsit legea mea pe care le-o pusesem înainte, pentru că n-au ascultat glasul meu și nu l-au urmat. Și au umblat după aplecările inimilor și au mers după Baali, cum i-au învățat părinții lor. De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Iată, voi hrăni poporul acesta cu pelin și îi voi da să bea ape otrăvite. Îi voi risipi printre niște neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinții lor și voi trimite sabia în urma lor până îi voi nimici. Așa vorbește Domnul oștirilor, cântați și chemați plângătoarele să vină, trimiteți la femeile iscusite ca să vină, să se grăbească, să facă o cântare de jale asupra noastră, ca să ne curgă lacrimile din ochi și să curgă apa din pleoapele noastre. Că strigăte de jale se aud din Sion, cât suntem de prăpădiți, cât de jalnic suntem acoperiți de rușine. Trebuie să părăsim țara, căci ne-au surpat locuințele. Ascultați femeilor cuvântul Domnului, și să prindă urechea voastră ce spune gura lui. Învățați pe copiii voștri cântece de jale, învățați-vă plângeri unele pe altele. Căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești, a nimicit pe copii pe uliță și pe tineri în piețe. Spune, așa vorbește Domnul, trupurile moarte ale oamenilor vor cădea ca gunoiul pe câmpii, cum cade înapoi a secerătorului un snop pe care nu-l strânge nimeni. Așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laude să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Iată vin zile, zice Domnul, când voi pedepsi pe toți cei tăiați împrejur care nu sunt tăiați împrejur cu inima. Pe egipteni, pe iudei, pe edomiți, pe amoniți, pe moabiți, pe toți cei care își rad colțurile bărbii, pe cei ce locuiesc în pustiu, căci toate neamurile sunt neteate împrejur și toată casa lui Israel are inima neteată împrejur. Ascultați cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel. Așa vorbește Domnul, nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte, taie un lemn din pădure, mâna meșterului îl lucrează cu securea, îl împodobește cu argint și aur și ei îl țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se clatine. Dumnezeii aceștia sunt ca o spirietoare de păsări într-un ogor de castraveți și nu vorbesc. Sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă niciun rău
și nu sunt în stare să facă niciun bine. Niciunul nu este ca Tine, Doamne. Mare ești Tu și mare este numele Tău prin puterea Ta. Cine să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ție ți se cuvine teama, căci între toți înțelepții neamurilor și în toate împărățiile lor, niciunul nu este ca Tine. Toți la oaltă sunt proști și fără minte. Știința idolilor nu este decât deșertăciune. Ele. Versetul 24 este citat mai târziu de Apostol Pavel. Cine se laudă, să se laude în Domnul. Este un citat din Noul Testament, dar extinderea lui și forma lui și înțelesul lui este aici în prorocul Ieremia. Cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. În ce își găsește Dumnezeu plăcere? În a face milă, judecată și dreptate pe pământ. Deci dacă plăcerea lui Dumnezeu este să arate milă și judecată și dreptate, atunci înțelegem mai mult din felul de a lucra al lui Dumnezeu atunci când împotriva nedreptăților își dezlănțuie judecată. Ieri și-a dat demisia președinta Ungariei pentru că a făcut o greșeală, a grațiat un pedofil. Printre mulți grațiați, probabil s-a întins o cursă pentru că gândește puțin diferit de Orban. Asta e părerea mea. În sfârșit, a făcut un gest demn și a recunoscut greșeala pentru că nu a făcut dreptate. N-a fost corect. Plăcerea lui Dumnezeu este judecata și dreptatea. Dreptatea este actul de corectare a corupției. Când cineva dintre oameni nu arată milă față de semenul lui, absolut este un vinovat și unul care suferă. Cel vinovat profită de slăbiciunea celui nedreptățit și cel nedreptățit suferă sub apăsare. Și suferințele acestea și strigătele acestea se ridică până la Domnul oștirilor. Capitolul 9 din Ieremia, și nu numai capitolul 9, toată cartea Ieremia și nu toată cartea Ieremia, toți prorocii ne arată o stare deplorabilă a lumii din vremea lor. O stare care a fost pe vremea lui Noe, înainte de potop. O stare care a fost pe vremea lui Lot, înainte de arderea Sodomei. O stare care a fost pe vremea lui Ieremia, înainte de nimicirea Ierusalimului. Și o stare care este astăzi, înainte de focul de nimicire și de pierirea oamenilor nelegiuiți. Pentru că noi nu trebuie să uităm că trăim într-o vreme asemănătoare. Și venirea Domnului Iisus nu va veni doar pentru mântuirea celor ce l-așteaptă, ci și pentru pedepsirea celor care nu-l ascultă. Noi nu suntem într-o stare bună dacă suntem nesimțitori față de cei din jurul nostru care se duc cu ochii închiși spre moarte și spre pierzare și spre pedeapsă. Pentru că atunci când Ieremia spune, chemați bocitoarele să vină, cântați și chemați plângătoarele să vină, trimiteți la femeile iscusite ca să vină, nu e o figură de stil. Cum discutam cu cineva săptămâna trecută și îmi spune, cu siguranță Dumnezeu nu o să pedepsească, cu siguranță Dumnezeu, păi n-ar fi, plăcerea Lui este să facă dreptate. Că noi nu vedem nedreptățile care se fac în jurul nostru, sau ni se pare că sunt așa de multe că ne-am obișnuit cu ele. Asta nu înseamnă că pe Dumnezeu nu îl supără și nu îl deranjează și la urechea Lui nu s-au suit strigătele celor asupriți. Pentru că nedreptatea și în corupția care este pe pământ este foarte multă durere a oamenilor care nici nu știu să o spună, dar suferă. Și El despre Sine spune, o, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Prima dată pe morții fiicei poporului, dar pe urmă zice, dacă aș avea un han de călători în pustiu, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el. Căci toți sunt niște preacurvați și o ceată de mișei. Ăsta e cuvântul pentru a pune pe moralmetrul ăsta, sau nu știu cum să-i spun, pe unitatea asta de măsură a stării morale a poporului, era o ceată de mișei. Și Domnul Iisus repetă acest lucru, ați făcut din casa Tatălui meu o peșteră de tâlhari.
Deci mediul acesta în care toată lumea nu mai trebuie să câștige. Dacă nu câștigă, nu face nimic, dacă nu e fără câștig. Nimeni nu vrea să piardă nimic. Și câștigă prin metode nedrepte. Noi trăim astăzi și în țară, și în lumea religioasă, îndeosebi, un mediu asemănător în care nedreptățile sunt justificate. Dacă în lumea economică, mercantilismul acesta, așa zis, duce la progres, dacă în lumea politică se mai înțelege, nu are nicio scuză în lumea religioasă. Nu are nicio scuză ca preotul, pastorul, popa, preanaltul, preasfințitul să primească bani foarte mulți. Pentru ce? Și în numele cui? În numele celui ce s-a făcut sărac, în numele celui care a lucrat cu mâinile lui, citind din epistolele lui, ei iau bani de la alții. Dar trecem peste asta. Au limba întinsă ca un arc și aruncă minciuna. Deci e o imagine a trăgătorului cu arcul care întinde săgeata, întinde arcul și aruncă săgeata. Arcul este limba și minciuna sau săgeata este minciuna pe care o spune. Și așa cum arcașii trăgeau, ei mint. Și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, că își merg din răutate în răutate și nu mă cunosc. Versetul 4 este o imagine pe care pe mine m-a șocat. Și este o imagine în care estul Europei și Rusia s-a complăcut timp de 100 de ani și sunt convins că și acum este la fel. Fiecare să se păzească de prietenii lui și să nu se încreadă niciunul din frații săi, că orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfel. Numai cine n-a citit sau n-a vrut să citească câteva file din dosarele de la securitate. N-a găsit sau n-a vrut să știe despre faptul că absolut toți cei care dădeau informații prima dată se împrieteneau cu cei pe care îi trădau. Și de aceea se împrieteneau ca să-i poată manipula. Și prietenia aceasta despre care scrie aici, sigur, le-a făcut plăcere celor împrieteniți. Dar zice, fiecare să păzească de prietenul și să nu se încreadă niciunul din frații săi, căci orice. Asta e societatea pe care un dizident român în 85 a fost întrebat de un reporter american care l-a căutat acasă. Și zice, de ce nu se poate face și în România o mișcare de protest cum a fost în Polonia Solidaritatea? Zice, aici în România nu se poate, că aici jumătate din țară dă informații despre cealaltă jumătate. Și reporterul acela nu știu cât a crezut sau nu, dar mai târziu istoria a dovedit că e adevărat. Și așa funcționează, pentru că este o forță și adevărul e ca uleiul, iese totdeauna deasupra apei. Și ca să ții adevărul înădușit, este nevoie de forțe ca să-l faci pe om să tacă. Și se practică. Se trag pe sfoară unii pe alții și nu spun adevărul. Deprind limba să mintă și se trudesc să facă rău. Cum se trudesc să facă rău? Prin fățărnicie. Locuința ta este în mijlocul fățărniciei. Și de fățarnice sunt, nu vor să mă cunoască, zice Domnul. E un dialog aici. Zice Ieremia despre sine, o, de aș avea un han de călători, să mă duc acolo, să m-aș depărta de el. Și zice Dumnezeu, locuința ta este în mijlocul fățărniciei. Asta e situația, acolo ești, acolo stai, acolo trebuie să stai. Iată, îi voi topi în cuptor și îi voi încerca, zice Domnul, căci cum aș putea să mă port altfel? Limba lor este o săgeată ucigătoare. Nu spun decât minciuni. Cu gura vorbesc a propriilor lor de pace și în fundul inimii întind curse. Fățărnicia aceasta pe care Domnul Iisus a înfierat-o, în mijlocul căreia a trăit și chiar a fost invitat în casele fariseilor și s-a dus. Și a dat-o pe față, pentru că citea ce este în fundul inimii. Pentru că îl invitau pe Domnul Iisus numai ca să îl întindă curse. Numai ca să mergeau la el, numai ca să-l poată prinde cu vorba și să-l facă să cadă. Și acum se schimbă dialogul. Și zice, munții vreau să-i plâng și să gem pentru ei, pentru câmpiile pustiite vreau să fac o jelanie. Și trebuie să mergem cu gândul la blestemat este acum pământul din pricina ta. Îi spune Dumnezeu lui Adam. Imediat după păcat,
blestemat este pământul din pricina păcatului tău. Tu ai păcătuit, pământul este blestemat. A păcătuit un om, a păcătuit o țară, țara este blestemată. Și toate blestemele care au venit peste oameni atunci, parcă le vedem și astăzi. Țara va da afară pe locuitorii ei. Și acum n-au venit babilonienii să îi ducă pe români în, în diaspora, să îi ducă în robie, ci pleacă singur cu vizeilor. Când auziți avioanele pe sus, merg mai mult pline și se întorc mai goale. Pentru că pe an, statisticile arată că pleacă acum peste 100.000 de români pe an. Pleacă și nu mai vin. Deci 100.000 de români, cu atâta scade populația României în fiecare an. Țara va scuipa afară pe locuitorii ei și blestemul acesta al minciunii, al corupției, al fățărniciei, al pârei, al metodei astea de a domina prin ascunzișuri se dovedește real și astăzi. Și vorbind despre Ierusalimul de atunci, un morman de pietre, o viziune de șacal, cetățile lui Iuda le voi preface într-o postivă. Așa s-a întâmplat. Mai departe, unde este omul înțelept să înțeleagă aceste lucruri? Să spună acela care i-a vorbit gura Domnului, pentru ce este nimicită țara, arsă ca un pustiu pe unde nu mai trece nimeni. Uite, asta e înțelepciune. Să explici de ce se întâmplă aceste lucruri. Și cu adevărat înțelept este cel care explică cauza unei probleme. Dacă se strică o mașină, ok, s-a stricat. Dar care, din ce cauză s-a stricat? Bun, reparăm mașina, dar înlăturăm și cauza. Te îmbolnăvești de o boală. Bun, spui că e boală, toată lumea vede că e boală. Dar de ce s-a îmbolnăvit? Cum putem să dăm vindecare? Pentru că au părăsit legea mea pe care le-o pusesem înainte. N-au ascultat de glasul meu, ci nu l-au urmat. Și Dumnezeu vine și spune, vreau să trec mai repede, iată, îi voi hrăni poporul acesta cu pelin și îi voi da să bea ape otrăvite. Apele otrăvite au fost înfățăturile care au degenerat și s-au îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu. Și pedeapsa celor care iubesc nedreptatea este că își dau învățători după poftele lor. Asta nu e o rezolvare. Asta e apa otrăvită pe care Dumnezeu îi lasă să o bea. Și se vor otrăvi și mai tare și se vor îndepărta și mai tare de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, care nu poate să vadă răul, nu poate să-l suporte pe cel care face răul și nedreptatea de a nu-l iubi. M-a întrebat cineva săptămâna trecută, un băiat care mi-a lucrat la birou, zice, dar ce-i păcatul, domnul Dan? Păi păcatul este, zic, să calci poruncile lui Dumnezeu. Orice păcat este. Zice, care? Cele 10? Eu zic, da, dar hai să luăm numai pe una. Zice, nu le calci. Eu zic, hai să luăm numai pe una, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Îl iubești? Deci eu cred că îl iubesc. Dar când ai citit ultima dată cuvântul lui? Deci recunosc că n-am prea citit. Păi să iubești, ce înseamnă? Imaginează-ți nevasta ta. Când ajungi acasă, să sari, să te întrebe ce faci, cum măi, să-ți facă toate dorințele, să numai la tine să se gândească, numai pe tine să te aibă în vedere, să, și tu să știi că ea te iubește foarte, foarte mult pe tine. Știu că nu-i chiar așa, dar asta ar trebui să fii tu cu Dumnezeu. Cum ți-ai imaginat că trebuie să fie soția ideală față de tine? Ești așa cu Dumnezeu? Zice, nu. Eu zic, vezi, asta e păcat. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, e păcat. Deja ești vinovat. Să nu mai punem celelalte lucruri. Îi voi da să bea ape otrăvite. Să asculți de alții care îți spun, nu-i nici chiar așa. Nu trebuie să fii chiar așa. Lasă. Pentru că nu este situația aceasta, ci îi voi risipi printre niște neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinții lor. Îi voi trimite sabia în urmă lor până îi voi nimice. Așa vorbește Domnul oștilor. Căutați și chemați plângătoarele sine. Să se grăbească și să facă o cântare de jale asupra noastră, ca să ne curgă lacrimile din ochi, să curgă apa din peopele noastre. Versetul 20. Ascultați femeilor cuvântul Domnului și să prindă urechea voastră ce spune gura Lui. Învățați pe copiii voștri cântece de jale. Învățați-vă plângeri unele pe altele. Am meditat la cuvântul ăsta și am ajuns la o concluzie. Orice vestire a cuvântului Dumnezeu este un cântec de jale. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu bucurie când îi strânge snopii. Semănați cel ce seamănă cu lacrimi, vor se cera cu cântări de veselie.
semănați potrivit cu îndurarea. Sunt multe cuvinte care arată că vestirea Cuvântului lui Dumnezeu este o cântare de jale împreună cu cei cărora li se vestește. Pentru că fiecare om trebuie să înmormânteze ceva. Și dați morții mădularele voastre care sunt pe pământ. Păi le iubește, cum să le dea morții? Trebuie să plângă păcatul lui. Să-și plângă. Dacă ne uităm la Corint, a fost necazul acela și Pavel ce le-a scris? O scrisoare de întristare. Știu că epistola mea v-a întristat, dar v-a întristat spre pocăință. Învățați cântece de jale. Noi nu știm cânta cântări de jale. Nu, ne place cântarea lumii, cântările de bucurie, ne plac cântări de laudă, sunt în Scriptură și cântări de laudă. Dar prima dată sunt cântările de jale. Și ne trebuie să învățăm cântări de jale. Nici Ieremia nu le avea, ce de mi-ar fi capul prin coap, mai departe citim plângerile lui Ieremia. Vestirea Cuvântului Dumnezeu este o cântare de jale. Nu ne-l putem imagina pe noi, construind corabia și în același timp mergând la simpozioane cu oamenii din lume care sărbătoreau cine știe ce victorie și ce progres al lumii lor care se îndrepta spre pieire. Lumea aceasta merge spre pieire, noi putem sărbători cu ei. Trebuie să înțelegem aceste lucruri. Dacă vrem să fim ai Domnului și să fim gândul Domnului și dorința Domnului pentru oameni care este dragoste și vrea să se întoarcă din lume și de la Duhul Lumii. Cel ce se laudă, se laude. Am început să vorbesc de aici, sar peste asta. Iată, vin zile când voi pedepsi pe toți cei tăiați împrejur, care nu sunt tăiați împrejur cu inima. Îți dă o feluri de tăiere împrejur. Tăierea împrejur a trupului, care o aveau toți evreii, dar n-aveau tăierea împrejur a inimii și nu le folosea la nimic. În 26 zice, toate neamurile sunt netăiate împrejur. Ok, dar casa lui Israel, zice, e netăiată împrejur cu inima. Și e același lucru. Dacă îi pedepsesc pe ei, prima dată cu ei a început, zice, dacă v-am pedepsit pe voi, să nu pedepsesc pe ceilalți. Trecem puțin în capitolul 10. Idolatria aceasta, felul de viețuire al neamurilor. De câte ori primesc de Crăciun, de asta, felicitări de la oameni care cât de cât știu cuvântul lui Dumnezeu, cu ocazia sfintelor și sfinților și așa mai departe, eu le trimit versetul din Ieremia 10:2. Așa vorbește. Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor și nu vă temeți de semnele cerurilor, pentru că neamurile sunt temnele, căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Există o metodă de învățare prin copiere. Nu zic că e rea dacă cel pe care îl copiezi calcă pe urmele Domnului. Dar să copiezi pe neamuri, să faci tot ce fac ei și zice obiceiurile popoarelor sunt deșarte, taie un lemn din pădure, și mai departe, explic aici cât de înțelepte sunt aceste obiceiuri. Toți la oaltă sunt proști și fără minte. Știința idolilor nu este decât de șertăciune. E lemn. Doar cuvântul lui Dumnezeu poate să te învețe. O știință, un idol, un obiect, un obicei, n-are ce să te învețe o chestie din asta. Doar cuvântul lui Dumnezeu poate să te învețe. Vreau să trec mai departe pentru că vreau să arăt faptul că noi trăim astăzi sub dominația a două duhuri puternice. Duhul lumii și Duhul lui Anticrist. Duhul lumii a fost în lume până la Domnul Iisus Hristos și este și acum. Dar Duhul lui Anticrist n-a venit decât după venirea Domnului Iisus pe pământ. Și despre Duhul lumii spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Versetul 12 din 1 Corinteni 2. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ne-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Vorbește despre apostoli. Apostolii au primit Duhul prin care vine de la Dumnezeu să putem cunoaște, vorbim despre ele și așa mai departe. Este vorba de Duhul lumii. Lumea, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Duhul lumii este ușor de recunoscut, pentru că este Duhul dragostei de sine, dragostei de lucrurile privite, dragostei de lucrurile firii pământești, ale ochilor, ale lăudăroșiei și așa mai departe. Acestea le identificăm ușor. Mai greu este cu Duhul lui Anticrist. Și despre asta vreau să spun câteva cuvinte și vreau să închei cu asta. În 1 Ioan 2:18 zice așa, copilașilor, este
ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul cel de pe urmă. Și în versetul 22, cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Acum, Ioan spune aici un lucru. Ați auzit că are să vină anticrist. De unde au auzit că are să vină anticrist? Din Tesaloniceni, Apostolul Pavel a scris foarte clar, în 1 Tesaloniceni, a doua Tesaloniceni 2, zice, versetul 3, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Astăzi este învățătura aceasta că Satana va trimite pe anticrist și se va așeza în templul lui Dumnezeu. Zice în versetul 4, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și versetul 7, că ștaina fără de lege așa a început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul lui și atunci se va arăta acel nelegit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Acum, există foarte multă convingere și eu nu sunt dogmatic pe acest subiect. Vreau să numai să arăt, așa cum cei care cercetau la Berea puneau ambele variante în față, vreau să pun și posibilitatea pe care vom vedea dacă e așa sau nu. Există pentru foarte mulți vorbitori, mai ales pe internet, ideea că trebuie să se construiască cel de-al treilea templu, evreii trebuie să dărâme moscheea lui Omar, pentru că trebuie să se arate anticrist va intra în templu, că așa scrie aici că va intra în templu. Există și posibilitatea asta, nu o neg, dar să ne gândim și la posibilitatea ca aici să fie în mod simbolic scris, se va așeza în templul lui Dumnezeu. Pentru că mai departe la versetul 7 zice, taina fără de lege a și început să lucreze. Și taina fără de lege este, se referă la templul duhovnicesc al lui Dumnezeu. Se va așeza în templul lui Dumnezeu între credincioși. Și versetul în capitolul 4 din 1 Ioan zice așa, orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. Și zice așa, el este chiar în lume acum. Și în capitolul 2 cu 18 zice, după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem. Deci de pe vremea aceea încă anticristul s-a arătat. Și cum spunea fratele Longodor, că anticristul este clericul, cel care s-a așezat în templul lui Dumnezeu și împiedică pe oameni să ajungă la Hristos și face pe oameni să se uite la ei. Nu mă întrebi tu unde mergi la biserică, la cine mergi, nici nu zice că merge la biserica de pe strada Cutare, ci zice numele pastorului. Discutam aseară cu cei din salaj și zicea, ce mai ascultați pe internet? Fiecare mi-a spus toate vedetele astea de pe internet care ascultă și el așa. Păi ce părere ai despre Cutare și despre Cutare? Și am văzut așa o dezamăgire. Anticristul este în lume acum. Duhul lumii este de mult în lume. Anticristul, Duhul lui Anticrist este de când este biserica. Și este în templul lui Dumnezeu. Eu cred că trăiesc amestecați cei care sunt conduși de Duhul lumii, Duhul lui Anticrist și Duhul lui Hristos. Este o influență în mintea fiecăruia din noi. Și noi avem de eliminat această influență, de făcut curat în capul nostru. Orice soldat, dacă vrea să câștige un război sau orice sportiv, dacă vrea să câștige o întrecere, are nevoie de antrenament. Nu este o problemă terenul, nu este așa de mare problemă dușmanul, cât propriul lui antrenament. Și zice, cine vrea să câștige la jocuri, se supune la tot felul de înfrânări. Și problema noastră personală trebuie să fie o curățenie a Duhului nostru, de Duhul lui Anticrist, de Duhul lumii și o învățare a cântărilor de jale. Pentru că Domnul Iisus, atunci când a venit în lume, a venit în Duhul prorocilor și El însuși a cântat cântări de jale.
Când a întâlnit moartea, a plâns. Când a întâlnit pe văduva din Nain, s-a întristat. Când a murit Lazar, a plâns. Și când n-a fost primit înainte de Paște și urma să vină ceasul acela pentru care a venit să fie dat, să fie răstignit, să fie omorât de bătrâni, a plâns pentru cetate. A plâns încă o dată pentru cetatea care trebuia să fie nimicită deja a doua oară, după cum fusese nimicită de Babilonie. Pentru că n-ai cunoscut ceasul. Acum, noi, ce duh avem în noi? Avem, cu siguranță, Duhul Lumii este și nu putem spune că suntem, este un termen medical, steril, cu privire la acest lucru. Deci, noi trebuie să avem un mediu steril din punct de vedere al infectării cu Duhul Lumii, trebuie să avem un mediu steril din punct de vedere al infectării cu Duhul lui Anticrist. Și trebuie să fim inundați, hrăniți, așa cum o plantă, un ghiveci cu apă, cu flori, are nevoie de apă. Așa trebuie să fim noi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste imagini ne ajută să ne punem mintea pe măsură, pe metru, să măsurăm, să ne măsurăm pe noi, să ne vedem situația, cum suntem noi și să medităm la aceste lucruri. Lumea te duce cu Duhul ei și poți să trăiești în Duhul Lumii până mori. Dar la înviere o să zică Domnul Iisus, bine, slugă bună. Asta e o întrebare bună pentru cugetul nostru. Și astăzi, cu acest gând, de aș vrea să rămânem, chemați bocitoarele să vină. Amin. E cuvântul mare pentru cei ce cred și așteaptă Sfânta iarătare. Vine, Domnul, vine, vine, Domnul, vine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Vine Domnul, vine Domnul, gata-i să sosească aurora dimineții. Prinde să mijească. Vine, Domnul, vine, vine, Domnul, vine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Vine Domnul, vine Domnul, sus avem privirea, căci de acolo ni se aduce nouă izbăvirea. Vine Domnul, vine, vine Domnul, vine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Vine Domnul, vine Domnul, iată se ivește. S-aruncă orice povară ce ne copleșește. Vine, Domnul, vine, vine, Domnul, vine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Vine Domnul, vine Domnul, suflete fecioare,
să ieșim în haine albe, în întâmpinare. Vine, Domnul, vine, vine, Domnul, vine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine. Suflete, te-ntreabă astăzi ce va fi cu tine.